a venit momentul să faceți cunoștință cu cineva important din viața mea. Și mă bucur că o să-l cunoașteți în același timp. Încă o dată mă repet, am foarte mari emoții. Este chiar lângă mine acum și vreau să faceți cunoștință cu iubitul meu, Andrei. Ei, salutare, gașcă! Eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și a venit momentul să faceți cunoștință cu cineva important din viața mea. Ați auzit bine? Azi o să-l cunoașteți pe iubitul meu. Dar, ca să nu vă dau chiar palpitații atât de mari încă de la începutul vlogului, vreau să vă spun în primul rând să rupeți acolo butonașul de like, de share, de subscribe. O să fie un vlog foarte interesant și foarte amuzant pentru voi, pentru că pentru mine nu cred că o să fie chiar atât de amuzant. O să se lase cu buzunare goale. Cred că presimt că o să cheltui destul de mulți bani în acest vlog, pentru că o să-i spun da timp de 24 de ore iubitului meu. De ce am vrut să fac vlogul ăsta, Carina, explică. Cred că am făcut o mare, mare greșeală, dar important este că a venit momentul, voi trebuie să faceți cunoștință cu această persoană care este specială în viața mea. S-ar putea să știți, s-ar putea să nu știți. Ce emoții am! În acest vlog o să faceți cunoștință cu Andrei. Mă duc să iau pe Andrei de acasă, pentru că azi facem ceea ce vrea el. I-am promis treaba asta și mă bucur că o să-l cunoașteți în același timp. Încă o dată mă repet, am foarte mari emoții. Nu poate el să vină să mă ia. O să vină și momentul în care o să vină Andrei să mă ia cu mașina. Peste câțiva ani. Revenim cu Andrei să faceți cunoștință cu el. L-am sunat pe Andrei și deja a început cu toane. E un pic mai dificil, iubitul meu, ca să ne înțelegem, dar așa se întâmplă într-o relație, faci sacrificii și dacă iubești o persoană, o suporți așa cum e. Și l-am rugat să ne vedem în Herăstrău, că e aproape de el, mi-a zis că nu, că el vrea în Iore. Este chiar lângă mine acum și vreau să faceți cunoștință cu iubitul meu, Andrei. Salutare! Eu sunt iubitul Bibi. Și de ce ai emoții, Bibi? Îmi dai și mie o îmbrățișare? Deci mă topesc după el, efectiv mor! Ca să ne... de la ce vârstă... Câți ani ai tu, Andrei? 7 ani. V-am speriat, nebunilor, ce credeți? Și de la ce vârstă mă urmărești tu, Andrei? De la un an. De la un an. Deci, ca să ne înțelegem, Andrei este verișorul Carinei și este cel mai mare susținător al meu. Ia zi, Andrei, care e piesa ta preferată de la mine? Ciocolata. Și ca să vedeți ce iubit am eu, super suportiv, așa cum ne știe toate versurile de la Ciocolata, nu-i așa? Nu, chiar toate, știu câteva. E ok, ne înțelegem foarte bine. Este o glumă pe care eu și Carina și cu Andrei o facem de când era el super, super, super mic. Mie îmi place foarte mult de Andrei, este un băiat foarte frumos și el. Ia zâmbește-le, dă-le zâmbetul ăla frumos. Ce ziceți de iubitul meu? De când e el mic, îi zic că este iubitul meu. Este iubitul meu cel mai iubițel și cel mai dulce. Și azi, Andrei, o să spun da la tot ceea ce vrei tu să fac. Yay! Înainte de a continua vlogul, trebuie neapărat să vă fac cunoștință cu o super aplicație pe care poate mulți dintre voi o știți. Se numește Tipli și este practic un portal de cashback, adică primești bani înapoi dacă faci comenzi online. Ce trebuie să faci ca să profiți de aceste servicii, de aceste recompense, ca să le spun așa, este să intri pe site-ul Tipli sau să descarci aplicația Tipli, să te loghezi, să-ți faci un cont, eu sunt deja în contul meu, să cauți magazinul preferat, să-l accesezi și apoi să plasezi comanda dorită. În 48 de ore, Tipli va aduce banii înapoi, bineînțeles în funcție de comisionul stabilit cu fiecare magazin. Iar banii pe care îi aduni, recompensele pe care le-ai primit pe Tipli, la un moment dat o să le poți scoate într-un cont bancar. Pe Tipli se găsesc peste 400 de magazine, printre care Notino, Elephant, About You, AliExpress și multe altele de pe care poți să-ți faci cumpărăturile în mod obișnuit, însă, în plus, primești și niște bani.
Și am o super veste pentru voi, persoanele care se înregistrează chiar acum prin linkul din descriere, dacă l-accesați, la prima comandă vor primi garantat 30 de lei în cont, pe lângă recompensa de cashback pe care oricum o primeai din partea site-ului Tipli. Hai pe Tipli, hai la shopping și noi revenim la vlog. Bate palma, hai! Ce vrei să facem acum? Păi vreau să-mi cumpăr niște chestii. Au început bine! Ce vrei? Hai, ne plimbăm prin parc și îmi zici tu pe parcurs? Da, nu merg. Poftim? Merg. Voi ați auzit? Cică, dar nu merg pe jos, încărcă. Încărcă? Da. Adică te urci aici? Da. Hai, urcă-te. Yeah. Ce faci? Hai, încărcă. Ce vrei să faci, Andrei, că nu te înțeleg? Eu cu picările aici, așa. Ai, el pune picioarele aici, așa, și mă-mi dea că mă anunțai, scuza-mă! Hai că nu sunt greu! Gata, viața mea! Am 21 de chile! Vârsta pe care trebuia să o ai ca să fii iubitul meu! Ne plimbăm acum? Da. E bine? Ești mulțumit? Da! Oh, măleu! Ah. Ce? Nu-ți place nici cum stai, ha? Acum, da! Azi, iubire, e bine? Da. Cum te simți? Bine, dar vreau mai repede. Poftim? Ai vrea mai repede. Da, iubirea mea. Let's go! Da. Cum să nu? Hai, dă-mă jos. Mufturos mai ești. Și mi-ai băgat un ghile. Scuză-mă pe mine, iubire, iartă-mă, mă poți ierta? Da, hai să spargem banii. Ce-a zis? Mă fac că ne auzi. Da, cum să nu. Vă rog frumos să sesizați cum ne ținem. Vreau să mă dau aici. Să te dai tu singur, da? Bine. Cum adică cu mine? Andrei, am 20 de ani. Tu ai 7. Vrei să mă urc în mașina aia? Da. Da. Hai, baby, mașina. Ce ai zis? Baby, mașina e, vedeți ce iubitam? Una caldă, una rece, așa, toxic. Nu cred că mă lasă și pune să mă dau una asta. Nu știu dacă am voie. Ba da, dacă a zis Andrei. Hai, ți-am făcut și loc. Hai că ți-am făcut și loc. Gata, viața mea. Mă ducem cu mașina, am zis eu peste câțiva ani, dar ia. Vai de cap, mamă, iubirea, ai pornit cu scârți. E bine? Da. Îți place? Dacă mergea și mai repede, era perfect. Păi da, iubire, dar când o să-ți iei tu la 18 ani Ferrari sau ce mașină ziceai că vrei să-ți iei? Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Trei vrea să ne înțelegem. Aia o să meargă așa cum vrei tu. A, să ne înțelegem. Iubitul meu este fotbalist, dacă nu v-am spus încă. De 3 ani. Deci o cântăreață și un fotbalist, nu? Da. Mergem? Nu, nu lăsa terenul. S-o mor dacă mă ține asta aici. 15 minute nebunesc. Iubita mea, vreau înghețată. Mi-a plăcut cum ai zis-o, cum să... De care vrei? Cu ciocolată? Da. Nu are cu ciocolată. Avem Kit-Kat. Mi-am luat și eu una ca să fim ca romantici. E bună? Da. Pot? Da. Tot dacă suntem cuplu, fotbalist. Ați înțeles, fotbalist, că asta e important. Fotbalist. Să-mi ia perunșul. Crezi să-ți ia perunșul? Nu. Da. Ce mă uităm la vorba? Hai! Hai, fost talentul, iubirea mea! Da-ți pregătită! Aoleu! Îi fac pe plac iubitului meu! Eu nu mă bag acolo! Gata! Am luat-o! Nu mai dau un gol și mergem undeva. Undeva tare. Mă duci tu undeva, nu? Tu! Gata, ești cel mai talentat, bici, gata. Acum că am fost pe domeniul meu de fotbal, vreau să merg și pe altă, la studio.
te duc la studio? Da, nu pot să zici nu. Gata, am înțeles. Mergem la studio, yay! Baby, hai să te dai cu topucan. Stai, cum mi-ai zis, baby sau baby? Baby! Baby, să ne dăm pe topucan, ai zis. Să ne dai. Cum adică? Dă-te tu. Unde să mă dau eu? Aici, nu vezi? Și pe aia mă dau și eu. Andrei, am 20 de ani. Da, te-amintești de copilărie. De copilărie mi-aduc aminte. Dar nu vrei să te dai și tu? Eu mă dau al doilea. Râdem, glumim, dar hai! Ce mai aștepți? Nu pot să cred că fac asta. Cred că nici nu-mi cap. Ba pot să cred că fac. Andrei, dar nu cred că îmi capă chestia asta. Ba da, hai că cate și haide! Haide! Iată, iată! Deja am obosit. Când faci și cu mine o zi de asta? Acesta a fost vlog, v-am pupat, la revedere. El m-a pus o înghețată, o mașinuță de aia. Tu mă pui genți, alte chestii. La tine o sumă prea mare. Dacă tu stai aici, aia mă în brațe. Gata! Și până la mașină mă duci. Până la mașină, te duc, gata. Eu cred că ăsta nu e spun tot ce vrea iubitul meu 24 de ore. Cred că e spun tot ce vrea copilul meu 24 de ore. Da, nu. Ești iubitul meu? Da. Păi da, cum ești iubitul meu? Că uite, ești ca un copil, te comporți ca un copil. E iubitul meu! Da. Iubițelul meu, îmi pare rău, dar momentan încă nu poți să stai în dreapta mea din cauza vârstei, dar îți promit că o să stai în dreapta mea. Dar vreau să fiu eu primul care îți văd noua ta piesă. Stai un pic, adică vrei să-ți pun ție în premieră piesa așa de dragoste? Da! Una mea acum. Auzi, vrei să-ți arăt și videoclipul? Că am primit azi videoclipul. Da. Vrei să-l vezi? Da. Bine, hai. Mamă, ce hat are iubita mea! Îți place? Da. E așa de vară pe placul tău? O lansezi? Da. Deci fii atent, o lansez doar dacă îmi zici tu. Dacă ție nu-ți place, nu mai lansez. Mie îmi place. Da, îmi place de mă sparge. Oh! Bine, iubirea mea, îmi bate. Ești cel mai tare. Deci vineri se lansează piesa la ora 11 pe canalul meu de YouTube. Deci fiți cu ochii acolo că iubitului meu îi place proiectul. Ia zi, ce trebuie să facă lumea vineri când se lansează piesa? Să dea like și subscribe. Uite, e atât, mă susține atât de mult, ce frumos. Îți place de iubita ta? Da. Ai iubită frumoasă? Da. Tata, l-am adus și la studio, mulțumit? Da. Am ajuns la Extra Music, faceți cunoștință cu Chris. Salut, salut, salut. Noi filmăm un vlog, Andrei este iubitul meu și eu îi spun. Ești nebun, micuțule, ce norocos ești. Vezi, așa zic și eu. Cu ocazia asta o să și înregistrez o piesă pe care o să o vedeți în scurt timp pe canalul meu de YouTube și vreau să-i mulțumesc super mult lui Chris. Dați un mare follow la Extra Music, găsiți link-urile în descriere. E o piesă tare frumoasă, așa de îndrăgostiți, pe care eu o să o cânt la nunta surorii mele și mi s-a părut atât de specială piesa asta încât m-am gândit chiar să o postez pe canalul meu de YouTube. Vă țin oricum la curent, vă anunț când postez. Hai la treabă! Foame? Păi ți-e foame? Da. Ce vreau? Eu vreau un burger, 4 McNuggets, niște cartofi și 2 sururi. Și ție să doar niște cartofi. Usturoi? Păi și dacă mă pupi? Nu te-ai gândit la asta? Bine, ți-au și ție un usturoi ca să mănânci cu cartofi. Îmi iei tu? Mhm. Păi și cine face comanda? O fac eu sau o faci tu? Tu! Păi mi-am eu, nu? Îmi iei. Ce ți-am zis? Și ție, cartofii tăi. Păi, tăi, ce cum se uite la mine? Îmi iei ce ți-am zis? Așa. Și te și tu cartofii tăi cu usturoi. Adică mănânc și eu usturoi, că ne putem pupa după și să nu fie deranjat pentru niciunul, nu? Te-am două, tu unul. Adică tu să miroși mai mult? Da, mănânc ceva de mâncare. Mamă, cum stă, uite-te la el, că e criminal, e mortal, zici că e boss. Gata. N-ai voie să stai așa. Da. Mă sună tata socrul tău, poți să-i răspund? Da. Da. Da, tati.
Bine, sunt cu iubitul meu. Dar te-a pe tata, socru. Salut! Doamne, reacția lui tati a fost prezne, s-a speriat săracom! Gata, comandăm! Vino acum, la braț cu iubirea într-un dans. Ehe! McDonald's! Ia, s-a venit comanda, gata? Păpăm? Da! Și am terminat la studio, vai, ce obosită sunt, e o perioadă super full și aglomerată din viața mea, ceea ce mă bucură foarte, foarte, foarte mult. A fost și Andriuțul cu mine la studio. Ți-a plăcut? Da! Mă bucur foarte mult. Chiar te-am distrat, a fost foarte tare și fiți cu ochii pe canalul meu de YouTube pentru că în scurt timp o să vedeți ce am făcut la studio la Extra Music. Chris, îți mulțumesc încă o dată din tot sufletul și abia aștept să ajung acasă. Vreau, vreau la mall! Foarte obosit. Vreau la mall! Nu zi nu! Zi da! De ce vrei tu la mall? Că vreau jucării. A, lăsat acum pe final cei mai mulți bani de cheltuit. Da, hai la mall. Eu mă pregăteam de outro. Hai să le arătăm oamenilor semnul nostru. Ne-am făcut și noi un semn ca în cuplu. Drăguț, hai. Și suntem bine spători. Bate palma. Ești tare. Hai la mall să-ți iau jucării. Am ajuns în mall. Mergem să-ți iau jucării? Da. Ce zi a fost tare. E așa greu să faci pe placul unui copil. Două jucării, nu una. L-ați auzit, da? Trebuie să zic doar da. Am ajuns. Hai, uite-te. Paradisul jucăriilor. Place? Da. Asta? Da. Hai să ne uităm și la preț. 270. Da, e bine. Da, este foarte bine. Uite-o meu. Nu e țipătate, nu? Eu nu e țipătate, da. Oh, n-o să mai zic în viața mea, da, după acest vlog. Apoi! Încă 210 lei. Încă 250 de lei. Gata? Da. Sigur? Hai că da, gata. Gata. Prințesa mea. Păi e mortal copilul ăsta. Ei, unde pleci? Mă gândesc să-l iau sau nu. Costă 600 de lei, da, e prea. Știi ce e prea? Doamne, ce ce-am dat și ce aici? Da, îl luăm. Mama mea, ce greu e. Acum începe teroarea. Ei. Bună ziua. Bună ziua. Hai că o zi bună dacă i-am și avut. A fost bună, nu? Pentru tine, da, cum să nu. Da, pentru. Da, foarte bună a fost. Cam nu, da, facem. Dacă beneficiez de reducere, fac. Că nu vreau să-mi imaginez care e prețul. E bine, va fi un șoc. Un șoc? E total 1800 de lei. Chiar sau ca. Există și opțiunea de nu plec și le las aici. Car! Leo! 1800
gata, nu mă plâng. Da. A făcut zing! Iuhiu! Ia uite ce notificare frumoasă mi s-au luat de pe card! 1800 de lei! Bine să plâng! Voi jur, mă, că asta n-am avut în viața mea! Cum, domnișorul meu, până la mașină? Ok. Aha, până la mașină? M-a ajuns tu să le car? Le car singură? Nu. Nu? Da. Acesta a fost vlogul, v-am pupat, nu mai pot. Chiar nu mai pot.